Ție ți-a plăcut titulatura asta de zână? S-au spus atâtea minciuni, mai ales, despre mine. Eu sunt un om puternic. Pe mine nu mă destabilizează trei amețiți care își propune să facă bullying. Și am înțeles un lucru foarte interesant. Că anumite lucruri chiar nu trebuie, Să-ți iasă. Și dacă nu ies, e pentru că te așteaptă după colț ceva mai bun. Nu cred în libertate totală dată copilului. Sigur, sigur. Pentru că nu va ști ce să facă. Vrei să vorbim despre asta, Andreea? Te rog, n-am nicio problemă. Simt nevoia să mă confesez. Da, femeile puternice sperie partenerii de viață. Îi îndepărtează pentru că ei nu știu cum să le cuprindă cu totul. Ai trăit asta, Andreea? Da, am trăit-o. Și nu cred că pentru că sunt un om rău. Am trecut de trei căsnicii. Nu e un exemplu bun pentru ei. Vor duce această greșeală mai departe în propria căsnicie. Pentru că asta au văzut acasă. Găsi, dragilor! Mă bucur tare mult să ne reîntâlnim aici pe YouTube. Mi-a fost dor de voi și știu că și vouă v-a fost dor de mine. Am lipsit cumva motivat, asta pentru că vreau începând de astăzi să vă invit alături de mine într-o călătorie despre dezvoltare, despre cunoaștere, împreună cu invitatele mele care vor fi aici în stânga mea în fiecare ediție, femei remarcabile, femei cu povești de viață, femei care ne inspiră la fiecare pas prin ceea ce fac, prin ceea ce spun. Astăzi am cele mai mari emoții din lume pentru că mi se pare că încep un nou capitol al vieții mele din care tare multe lucruri o să am de învățat alături de voi. Și gata, nu mai o lungesc cu vorba, vreau să o prezint pe prima invitată de astăzi. Este cea mai longevivă și cea mai iubită vedetă de televiziune din România. Este o femeie extraordinară, minunată, este o femeie complexă și este o femeie care a ajuns la un anumit nivel de desăvârșire în urma tuturor provocărilor pe care viața i le-a scos în cale. Dar astăzi este despre ea, despre sufletul ei, despre poveștile ei din viața remarcabilă pe care a trăit-o până acum și cu siguranță o va trăi și de acum încolo. Astăzi este despre ea, despre Andreea Marin. Bine ai venit! Bine te-am găsit! Le-ai spus celor care ne privesc acum că te-am plătit bine să faci textul ăsta extraordinar, doamne, nu? Andreea! Mulțumesc tare! Te admir de atât de multă vreme! Păi dacă sunt cea mai longevivă, păi una dintre cele mai! Una dintre cele mai! Da? M-am ferit să zic, dar nu o să mă feresc, pentru că suntem femei mature, doamne iartă-mă! Mie îmi place vârsta mea, să știi, am 47 de ani. Mulți înainte! Și după 40, chiar după 43-44, am ajuns să trăiesc, în sfârșit, că mult am mai așteptat, cea mai echilibrată perioadă din viața mea. Și n-aș da-o pe nimic, n-aș da-o nici pe 25 de ani vârsta aceea vulcanică în care tot timpul căutam să fac, să dreg, să demonstrez, să-mi găsesc un loc, de fapt, în lumea asta. Și n-aș da-o nici pe 34-35, vârsta la care am fost însărcinată și am adus-o pe lume pe fiica mea. Atunci a fost un moment frumos, dar după aceea au urmat greutăți. Abia acum simt echilibrul. Abia acum simt că știu foarte bine cine sunt, știu ce pot, știu unde sunt anumite limite și trebuie să fim conștienți că avem și limite. Unele sunt trasate de mintea noastră și acolo nu e în regulă. Putem să le depășim. Altele ne spun nu că suntem limitați, ci că ne pricepem la anumite lucruri și pe altele am putea să le lăsăm pe mâinile altcuiva. Da? Pentru că nu putem să fim buni la toate. Mie mi-a fost greu să accept lucrul ăsta. Dacă aș putea, aș fi bună la toate. Dar chiar și omul perfecționist, chiar și omul, nu știu, cu un larg orizont și care își dorește să știe de toate, trebuie să aibă conștiința faptului că sunt care o misiune în viață. Și că acolo unde ți-e misiunea, acolo poți face lucruri frumoase, mari și pentru tine și pentru cei din jurul tău. Care e misiunea ta?
să aduc bucurie în sufletele oamenilor și să-i aduc puțin pe o cale în care ei se simt împliniți și să lupt pentru sănătatea lor și cu ceea ce pot eu face. Uh-huh. Pentru că nu sunt nici pe departe mai mult decât un om, pur și simplu. Dar am descoperit anumite pârghii pe care le folosesc în sprijinul oamenilor și totodată și în sprijinul meu. Nu sunt, deși mi-aș fi dorit să fiu o persoană care are soluții la toate. Și mă doare că nu reușesc să rezolv ceva. Dar până la urmă nu suntem niciunul dintre noi Dumnezeu. Suntem doar cel mult niște oameni cu o voință peste medie, cu cunoștințe acumulate în timp pe care le putem folosi în direcția bună, cu o inimă mare, experiențe în care încape o lume. Experiențe da? Din care am învățat. Exact, și care ne călesc, uh-huh. Și care ne arată că se poate mai mult sau mai puțin, sau mai puțin, uh-huh. În funcție de nivelul nostru de conștientizare. Uh-huh. Dar e frumos. E frumos când ajungi în punctul acela în care te împaci cu tine, de fapt. Și ce crezi, se simte asta în ceea ce te privește, Andreea? Pentru că, repet, te urmăresc și o să zic asta încă o dată, mă repet, din păcate, suntem femei mature, îmi permit să zic asta, eu am crescut cu tine la surprize. Tu erai un ideal pentru mine, eu îmi doream, cu toate că n-aveam nicio tangență, eram undeva în Măgești, într-un sat din județul Bihor, tangență cu televiziunea, cu lumea asta fabuloasă în care te învârteai tu în momentul respectiv. Și visam, știi, te urmăream sâmbătă de sâmbătă, orice se întâmpla, terminam tot programul ca să pot să fiu alături de tine la surprize, surprize. Și de atunci încolo, da, ai continuat să fii un exemplu pentru mine, te-am urmărit, iar acum, da, văd stabilitatea asta pe care o ai din toate punctele de vedere. Dar revenind... E relativă, de fapt, pentru că viața este așa cum e, uh-huh. Plină de surprize, uneori plăcute, uneori ne testează și... Stabilitatea e relativă pentru că nu știi niciodată ce cum va întâmplă. Fi ziua de mâine. Corect. Ce-ți rezervă ea? Pot apărea probleme de sănătate, poate apărea un război, iată, mai aproape de noi decât oricând ne-am fi închipuit asta. Mm-mm. În anii trecuți. Poate apărea o situație de criză, de orice tip. Nu putem fi siguri pe nimic. Asta nu trebuie să ne împiedice să fim mai buni de la o zi la alta. Și să ne dorim să mergem înainte, nu să stăm pe loc, pentru că, dintr-un motiv sau altul, lumea pare că stă pe loc, uh-huh. La un moment dat. Dar tu cum faci față situațiilor, uite, de criză, situațiilor neașteptate, pentru care nu ești pregătită? Pentru că dacă vorbești de bunătate, mie mi se pare că tocmai lucrurile prin care am trecut în ultima perioadă, vezi situația cu COVID-ul, vezi apoi războiul, ne-au înrăit cumva, ne-au... Asta simt, asta simt. Dimpotrivă, o astfel de perioadă a contribuit la a mă face un om mai atent, în primul rând. Mai atent la ce se întâmplă în jurul meu, la cum evoluează lucrurile. Am o intuiție, cred că aceasta este o calitate pe care o am, o intuiție peste medie. Și... Simți lucrurile acolo unde nici nu e nevoie de cuvinte. Simt direcția în care o vor lua anumite lucruri înainte ca ele să se întâmple. E un dar. Nu mă pot lăuda, nu e o treabă pe care am învățat-o la școală. N-aveam unde să învăț așa ceva. Ori, o astfel de perioadă pe mine m-a făcut un om mai bun. Cel puțin așa cred, așa simt. Ca și atunci când oamenii trec, de pildă, printr-o boală grea, printr-un cancer, unii dintre ei reușesc să treacă de acest impas. După ce au trecut însă de momentul cel greu în care s-au temut pur și simplu de moarte, unii devin mai buni la suflet, mai deschiși, dornici să-i ajute pe ceilalți. Alții, așa cum ai folosit acest cuvânt, se înrăiesc, devin mai egoiști, mai închiși în sinea lor. Mai nu-și mai doresc cu ceilalți. Da, nu-și mai doresc să împartă nimic cu ceilalți. Nu știu de ce depinde direcția asta spre care o luăm, că ne și mirăm. Păi dacă ai trecut prin greu, cum poți fi astfel? Nu știu să-ți explic. Nu știu dacă ține
în parte de educația primită în primii 7 ani de acasă, de ceva ce e în noi de la naștere. Și eu cred, mai degrabă. De ceea ce au văzut în jur, de faptul că n-au avut puterea să depășească o anumită durere, și puterea asta, nu știu, îți vine și de la Dumnezeu și din credința pe care o ai, îți vine și din exemplul părinților tăi, poate. E prea complexă situația, ca să-mi dau seama exact, nu poți da o rețetă și nu poți spune că dacă se întâmplă așa, o iei pe direcția asta, dacă nu, nu. Cert este că pe mine pandemia m-a făcut un om mai atent, mai bun, sufletește. Și cu atât mai mult dornic de a face lucrurile bine, pentru că îmi dau seama că în lumea asta există două forțe. Dacă nu echilibrăm cumva pe pozitiv forțele răului, să le numim așa, nu știu dacă e întocmai corect. Există. Da, atunci nu avem nicio șansă. Ne ducem cu toții în jos. Deci cumva datoria de onoare a fiecăruia dintre noi este să facă ceva ca să echilibreze. Există și o vorbă care spune că de-a lungul timpului au fost atâtea situații de criză, războaie și așa mai departe. Totuși lumea a evoluat. Totuși s-a mers înainte. Exact. Și acest lucru a fost posibil doar datorită faptului că forța binelui a fost mai puternică, deși părea fragilă în anumite momente, decât forța care dezechilibra situația omenirii. Și astfel s-a mers înainte. Și cumva e o chestiune cu care suntem extrem de obișnuiți, pentru că vine, uite, acolo m-ai dus tu cu gândul, acum la bazme. Știi că acolo e o permanentă luptă între bine și rău, binele așa învinge până la urmă. E prea simplistă viziunea asta, bine și rău. Poate. Poate. Dar mi se pare că de acolo, e adevărat. Exact, pornește. Și dacă tot vorbim de bazme. Nici bazmele astea nu vin de oriunde, ele vin dintr-o înțelepciune populară. Exact. Exprimate, poate, într-un limbaj pe care unii îl judecă, alții nu-l acceptă, alții îl îmbrățișează. Cu toate astea, tocmai de acolo, din înțelepciunea pământului, vine adevărul. Că toți căutăm acest adevăr și ne întrebăm care-i direcția pe care ar trebui să o luăm. Hai să o luăm de acolo. Că nu degeaba învățăm despre ele sau le auzim, exact, sau le citim atunci când, exact, suntem în frage de pruncie, în formare. Dacă tot vorbim despre bazme, musai să te întreb asta. Ai fost numită zână. Zâna surprizelor. N-am niciun merit. Nu știu de ce. Probabil pentru că purtam acele rochii. Rochiile. Rochiile Doinei Levința. O creatoare care a păstrat clasicul în tot ceea ce făcea și care a iubit teatrul și a adus această teatralitate și în arta sa, că aș putea spune că a făcut și face, da, de acord, artă, de acord, din ținutele pe care le creează. Și atunci, da, în aparență eram o zână. Îmi pare rău că nu aveam în mod real acea baghetă magică ce face totul posibil. Da, dar tu făceai cu ajutorul echipei. Dar prin munca acestei echipe, care a fost cu totul dedicată binelui. Exact. Visam pentru oamenii pe care vreau să-i bucurăm. Visam de parcă eram în locul lor. Exact. Ne așezam în papucii lor chiar înainte să-i cunoaștem. Doar pe baza informațiilor pe care le aveam despre ei. Și ne doream ca, fie că era vorba de o surpriză mică, de zi cu zi, cum o numeam noi, fie că era vorba de surpriza ce nu puteau să și-o închipuie, aceea ne doream să fie surpriza de neuitat a vieții lor. Și cu acest scop în minte și în suflet, reușeam să împlinim lucruri minunate. De la a-i găsi, nu știu, buletinul cuiva ce l-a pierdut într-un tramvai, o mică surpriză așa ce ținea de cotidian, țin minte. Până la a salva vieți. Țin minte. Pentru că ajungeam să facem posibile situații care altfel realmente erau sortite eșecului, poate din start.
prin solidaritate, prin forța oamenilor de a pune umăr lângă umăr, de a pune cunoștințele cap la cap și de a face prin meseria lor, căci găseam medici extraordinari, găseam oameni cu diferite calificări care împreună cu noi reușeau să ducă la capăt desăvârșirea unei surprize pentru o viață. Dar ție ți-a plăcut titulatura asta de zână? Da, de ce nu? Pentru că să ne înțelegem, cine ia în derâdere un lucru spus cu sufletul deschis? Pentru că a existat un om care a văzut lucrurile așa și a spus, asta e zâna surprizelor, da? Omul acela a avut sufletul plin de dragoste. Da, cu siguranță. Și a spus-o cu tot sufletul, așa a simțit el. Mai târziu, deci, sintagma a fost preluată de o țară întreagă. Și în continuare mult mai târziu, după, deci n-a fost o strategie de marketing, a fost un om din popor care a zis chestia asta și alții au îmbrățișat-o. Exact. După ani de zile au apărut cei care au început să ia în râs să ironizeze acest. Ce spune asta despre cel care e autorul ironiei? Păi despre el spune multe, în niciun caz despre... Nu despre mine, nu despre cei care au gândit la început această vorbă. Deci, da, am îmbrățișat-o, a fost un compliment, dacă vrei, pentru mine și pentru munca mea și a echipei mele, care făcea doar bine. Desigur că eu sunt un om cu picioarele pe pământ și că am rămas un om cu picioarele pe pământ și n-aveam să-mi închipui în mod real că sunt vreo zână. Sunt un om cu bune, cu mai puțin bune, unele mi ies, altele nu mi ies, realizez lucrul ăsta. Și acolo rămân și sunt în continuare un om realist, chiar dacă am suflet de romantic. Pe de altă parte, însă, cei care nu mai cred în minuni, cum se spune, care nu mai sunt în stare să vadă binele acolo unde e, au ei înșiși o problemă și îmi pare rău pentru oamenii care nu reușesc să mai creadă în bine, în niciun fel, și care doar îi critică pe ceilalți, doar îi ironizează într-un fel sau altul. Asta arată frustrarea lor și incapacitatea lor de a face bine altora, în fond. Mai trist e că e și incapacitatea lor de a face bine pentru sine, da. Și tocmai frustrarea că nu pot evolua prin forțe proprii îi aduce în punctul acesta. Îmi pare rău. M-ai dus într-un subiect pe care doream să-l abordez cu tine, pentru că, așa cum spuneam și la început, ai avut o viață cu super multe experiențe, unele plăcute, altele mai puțin plăcute. Ce părere ai despre bullying-ul care se face în mediul online? Uite, inclusiv ironizarea titulaturii de zână pe care, exact cum ai spus... Eu sunt un om puternic. Pe mine nu mă destabilizează trei amețiți care își propune să facă bullying. Bullying-ul ăsta pentru mine, să știi că nu e destul de puternic. Nu, nici gând. Am trecut prin atâtea și am trecut prin atâtea răutăți în cei 30 de ani. Aproape 30 de ani sunt de când sunt în ochii lumii, să zic. Mulți așa. Înainte. Din pricina sau datorită, nici nu știu cum să spun, depinde de situație, muncii în televiziune, încât pe mine, crede-mă, nu mă poate destabiliza vorba unuia sau altuia. S-au spus atâtea minciuni, mai ales, despre mine, încât dacă ar fi fost să stau și să pun suflet pentru fiecare astfel de vorbă, eu n-aș mai fi construit nimic. Dar nici minciuna nu te doare? Care la se început spune sufeream, tine? Bineînțeles, și chiar mi-am făcut dreptate uneori, folosindu-mă însă de o armă curată, de justiție. Justiție. Nu sunt de acord să lupt cu armele dezgustătoare ale unora, ci dacă fac un lucru, îl fac pe calea cea dreaptă, așa cum consider eu că este calea cea dreaptă, fără să fac rău altora, ci făcându-mi doar simplu dreptate cu drepturile mele în față, ca ale oricărui alt om. Am drepturi, unii au murit pentru ca acele legi să existe. Exact, exact. Atenție! Unii oameni au făcut istorie luptându-se din greu pentru ca o lege să ajute
alți oameni. Alți oameni. Exact. Și să ajungă să ne apere. Așadar, respect această istorie a oamenilor care au făcut eforturi pentru ca aceste legi să devină realitate și mă folosesc de ele și am datoria să le cunosc. Sigur. Pot să cunosc totul, nu sunt avocat și mi-aș dori să fiu, dar nu sunt, dar în momentul în care sunt pusă în fața unei situații, caut să aflu care sunt acele legi care mi-apără drepturile. Exact, care te pot ajuta, sigur, sigur. În momentul în care le știu, mă lupt pentru ca ele să mă apere în mod real. Mhm. Și asta am făcut. În unele situații nu merită toate efortul și, da, altele merită să treci pur și simplu pe lângă ele și cel mai bun răspuns pe care îl poți da este o nouă realizare. Când tu îți duci efortul bun înspre a construi ceva, îi lași pe ceilalți pe marginea drumului. Mm-hmm. Și tu îți vezi să latre pe marginea drumului, cum spune vorba românească, și tu construiești. Îți vezi de munca ta. Până la urmă, oamenii cu capul pe umeri, că-s doar ăia te interesează, doar părerea lor, în fond, e importantă pentru Correct. Tine, vor vedea ce fel de om ești, că ești consecvent, că mergi doar înainte, că îi ajuți și pe alții, că tu alegi să clădești în timp ce alții aleg doar să vorbească. Distrugă sau să distrugă. Da, exact. Uh-huh. Și uite așa reușești. Cel puțin asta e calea mea. Aceasta e calea pe care eu am găsit-o de cuvință în viață. E adevărat, influențată și de tatăl meu mult, pentru că mama a devenit înger când aveam doar 9 ani și n-am ajuns poate în discuții de care aș fi avut atâta nevoie ca fată, mai ales în care mama să-mi dea lecții cu adevărat grele de viață. Cu tata însă am avut șansa asta, avându-l alături mereu și bineînțeles și alți oameni dragi care mi-au fost alături sau mentori pe care i-am întâlnit în timp. Oamenii aceștia m-au dus pe calea asta a binelui și mi-au zis: luptă pentru ceea ce știi că e just. Nu te da deoparte din calea unui vis pe care îl ai pentru că alții nu vor să-l împlinești. Corect. Ei nu vor, dar întrebarea e justă calea? Tu vrei? Da, go for it. Uite, iarăși o lecție inspirațională, dacă vrei, din partea ta și îți mulțumesc pentru asta. Nu dau lecții nimănui, n-am ajuns încă. Pentru mine. În locul acela. Pentru mine. Mulțumesc. Sunt lecții de viață, cumva, pe care vrem, nu vrem, desprinse din realitatea exact, pe care am trăit-o, pur și simplu. Da. Tot ce se întâmplă în jurul nostru, de la oamenii în jurul nostru. E foarte important să avem acest bun simț și această, cum să spun, așezare, smerenie. Smerenie. Uneori, să nu ne închipuim că le știm pe toate, că deja putem da lecții altora. Eu în fiecare zi învăț ceva. Înveți. În și eu de asemenea. În fiecare zi învăț ceva. Eu când pun capul pe pernă seara, mă întreb, de ce am trăit această zi? Care a fost rostul acestei zile în viața mea? Eu vreau ca fiecare zi să aibă sens în devenirea mea. Poate că uneori nu se întâmplă mare lucru în ziua respectivă, da? Dar sunt și unul mic zile, dar e suficient. Și un om care a trecut pe lângă mine și care a trecut cu un scop sau o întâmplare care m-a traversat și care poate n-a fost una benefică, uh-huh. Pe moment îi apare ceva ce nu-și dorești să se repete, dar te întrebi, de ce am trăit asta? De ce am atras această întâlnire? Uh-huh. Chiar dacă nu e una benefică, uh-huh. Ce am eu de învățat din povestea asta? Caut, de fapt, să transform în ceva pozitiv, fiecare chiar și negativul care trece pe lângă mine. Și cred că ăsta e secretul evoluției din de toate fapt, punctele de vedere. De fapt, n-ai altă șansă. Dacă vrei să te plângi în fiecare zi. Poți să faci asta, poți să faci asta, sigur. Dar unde te duce lucrul ăsta? Ce ai de câștigat, în fond? Corect. Și da, uneori mai cădem. Nu spune nimeni că e neregulă să avem căderi. Să avem momente în care să ne curgă o lacrimă. De ce nu? Trebuie să existe și această refulare până la urmă. Nu suntem perfecți. Ne dorim noi, dar nu suntem. Suntem doar oameni, nu suntem niște mașinării, niște perpetuum mobile. Suntem oameni. Cu sentimente, cu emoții. Avem voie să plângem, dar nu prea mult. Tu plângi, Andreea? Da, sigur că da. Cum să nu?
Da, am avut momente în care am plâns, dar știi ce? Chiar în momentul în care plângeam, eu deja vedeam o luminiță. Luminița de la capăt. Da, da. Adică plângi ca să te răcorești, să zicem. Dar tu știi că trebuie să te ridici din genunchi și că singura soluție e să mergi înainte. La ce-mi folosește să mă uit înapoi și să mă tot lamentez pe marginea aceea ce nu mi-a ieșit? Sau a trecutului efectiv pe care practic nu-l mai poți schimba. Nu. Hai să vedem ce pot să fac mai bine. Exact. Și hai să vedem și ce e de învățat din experiența aia nefastă pe care am trăit-o. Că n-o fi venit ea chiar degeaba pentru mine. Ești o luptătoare. Mi se pare că ești una dintre puținele femei pe care le cunosc cu această calitate de învingătoare și de luptătoare, indiferent care au fost anii, indiferent care au fost situațiile, indiferent de tot ce s-a întâmplat. Încerc, îmi dau silința, nu toate mi ies. Repet, mi-a fost greu să accept că nu toate trebuie să iasă în viață. Și am înțeles un lucru foarte interesant, că anumite lucruri chiar nu trebuie, nu trebuie să-ți iasă. Și dacă nu ies, e pentru că te așteaptă după colț ceva mai bun. Super. Ai doar răbdare. Ai doar răbdare să înțelegi de ce nu ți iese treaba asta, pe care cu încăpățânare o vrei împlinită. S-ar putea să nu fie pentru tine. Dintr-un motiv exact. Exact. Mă gândeam că poate din cauza faptului că ai pierdut-o pe mama ta la o vârstă super fragedă, de acolo cumva tu singură te-ai construit să fii atât de înverșunată, de nu înverșunată, că asta poate avea și o conotație negativă. Și înverșunată uneori, dar nu cu conotație negativă, adică înverșunată în sensul de dârză, ambițioasă, exact. Dar, din nou, și ambiția, știi, poate fi prostească uneori. Nu, nu am acest sentiment. Am sentimentul că nu mă las. Că eu nu trebuie să mă las. Și de acolo și oare se trage? Și că sigur găsesc soluție. Da? Că nu există, nu se poate. Nu există, nu se de poate. Fapt, nu degeaba ăsta e titlul cărții mele. Pentru că cu această vorbă a tatălui meu, știu, e vorba știu. Lui, am mers înainte încă de când eram copil. Nu există, nu se poate atunci când depinde de noi. Că trebuie să găsim calea, să fim creativi, să ajungem la rezultatul pe care ni-l dorim. Asta e altă poveste. Dar nu există, nu se poate. Am determinat doar două situații în care, da, există, nu se poate. Și acelea nu depind doar de noi. O situație de război, de exemplu. Da? Nu pot să fac pace singură. Am nevoie de oameni din jur, da? Să se întâmple asta. Nici măcar creativă fiind, cât de creativă aș putea, nu pot să fac asta singură. Da? Nu pot să anulez, inconștiența oamenilor, violența lor. Poate că poți în parte pe unii să-i domolești, dar nu poți să faci de unul singur toate astea, da? Doar dacă ești lider și ești un lider extrem de capabil și nici atunci poate nici atunci. Că nu depinde doar de tine și de forța pe care tu o conduci treaba asta. Și o boală într-un stadiu terminal. Acolo, da, nu depinde de noi să spunem nu există, nu se poate. Deși s-au văzut și cazuri. Așa zise minuni pe pământ, da? Însă, eu cred că în rest, în 99% dintre cazuri, haideți să nu mai cădem în situația aia în care spune nu, aici chiar n-am cum să rezolv. Vezi faptul că în 99% dintre cazuri, oamenii au demonstrat că imposibilul poate fi transformat în posibil prin mintea lor, prin capacitatea de a coagula forțe în jurul lor, de a le argumenta oamenilor, chiar și celor mai înveșunați ce le sunt împotrivă, cu asemenea meșteșug încât să realizeze că se poate. Exact. Îmi vine în minte o poză pe care o am în telefon cu un fir de mac ieșind din asfalt. Deci nu există, cum poți să și scrie pe poza respectivă, e motivațională, mă rog, cum poți să-mi spui tu că nu poți când și floarea a reușit să străpungă asfaltul? Da, fix despre asta e vorba. Aș vrea să mergem un pic în zona de maternitate, pentru că ești o mamă super implicată, super iubitoare. Și cumva sunt convinsă că sunt lucruri pe care poate ți-ai fi dorit
să le trăiești alături de mama ta, uite, să ți le spună, să le împărtășească, să te învețe și pe care tu acum ai ocazia să le faci cu Violeta. Mi-aș fi dorit să trăiesc alături de ea nu doar copilăria, ci și maturitatea. Ca femei avem atâta nevoie de un sfat bun de la mama, uneori. Tindem la o anumită vârstă, când nu suntem prea coapte sau copți, căci băieții fac asta, să spunem, ce știi tu, mamă? Ce știi tu, tată? Noi trăim într-o altă generație, astăzi lucrurile se trăiesc altfel, nu mai e ca pe vremea ta. Ori nu-i deloc așa. E fix ca pe vremea aia. Doar că avem niște telefoane. Mai multe valorile informație. Rămân aceleași. Corect. Tot valori sunt. Și tot valori vor fi și peste 100 de ani, și peste 2 și așa mai departe. Ele nu se schimbă. Ele așa. Ele rezistă timpului și alea sunt. Că poate capătă noi forme. Nu știu, tehnologia schimbă lucrurile sau felul prin care faci lucrurile, dar valorile sunt aceleași, ca și non-valorile. Corect. Asta trebuie să vedem, să avem capacitatea de a vedea firul conducător care ne duce de la o generație la alta și care e nealterat, doar superficialii sau necunoscătorii, prea tinerii, ca să zic așa, pot spune că lucrurile nu mai sunt deloc la fel, s-au schimbat total. Nu, nu s-au schimbat total. N-ai capacitatea încă de a vedea firul conducător. Atâta tot. Sunt de acord cu tine, perfect, perfect. Ceea ce cu secole în urmă era valabil ca valoare, ca și credință și mai departe, e valabil. Principii, tot, exact, exact. Că azi nu mai scriem cu creionul și, sau cu penița, exact. Și că scriem pe o tastatură, e cu totul nesemnificativ pe lângă profunzimea. E vorba de lucruri uzuale. Cum, exact, exact, da. De suprafață. Da, exact. Și care sunt valorile pe care îi le insufli Violetei și pe care le păstrezi și tu în suflet de la părinți? În primul rând, omenia. Sună poate, nu știu, desuet. Dar e atât de simplu. Atât de simplu. Rămâi om într-o lume în care aparatele parcă preiau conducerea. Tu rămâi om. Atât de simplu e, pe cât se aude. Apoi, caută să-ți pese. Știu că e rapid să dai un te iubesc tastat pe ecranul unui telefon. Dar oare are el parfumul declarațiilor ochi în ochi și față în față de odinioară? Oare nu cumva contează apropierea dintre oameni? Cum? Oare nu cumva privirea ochi în ochi și nu o fotografie meșteșugită într-un program și trimisă ca să pari altfel decât ești? Exact. Omului iubit. Oare nu cumva îl dezamăgești? În momentul în relația se trăiește împreună, față în față, zi de zi, trecând prin greu, trecând prin bine și așa mai departe. Nu poți se construiește, o veșnicie, da? Să trăiești din spatele unei identități, mai mult sau mai puțin fals, în fond. Sunt curioasă dacă, tu fiind o tipă super puternică, da? Poate că așa par, nu știu ce înseamnă puterea asta cu adevărat. Asta transmiți prin tot ceea ce faci. Ești o tipă puternică asta care are controlul dar asupra și lucrurilor. Dar am și momente în care nu am controlul asupra lucrurilor. Sunt convinsă că vorba ta, nu suntem roboței. Exact. Și m-ai întrebat de valori, am spus de omenie, dar sunt atâtea altele. Generozitate, bunătate până în adâncul sufletului, credință. Crezi în ceva? În ce crezi? Ce te conduce în viață? Poate crezi în Dumnezeu, poate exact. Ai altceva în care crezi și te animă, dar crezi în ceva. Nu poți să mergi pe drum pe termen lung fără să crezi. Da? Ceva te însuflețește, ceva te duce mai departe, de la un an la altul, de la o zi la alta, de la o clipă la alta. Ceva te face să crezi în tine și în ce va veni. Are voie Violeta să greșească?
Sigur că da. Îi dai posibilitatea să aibă propria personalitate, să facă lucrurile care îi plac, cu care poate tu nu ești de acord. Are personalitate din plin. Eu, uite, n-am făcut asta cu Zian. În primii ani de viață, da, îmi doream, eu fiind perfecționistă, mă regăsesc foarte mult în tine, îmi doream ca și copilul meu să fie la fel. Să facă cum spun eu, când spun eu, după program, după... Și mi-am dat seama că îl distrug. Și ăla a fost momentul în care, mă rog, am început să fac terapie, am înțeles niște lucruri și de atunci mi-am lăsat copilul să trăiască liber. Ce înseamnă totuși libertatea unui copil? Pentru că eu cred și în nevoia de autoritate. Și tot un terapeut mi-a spus asta. Faptul că trebuie să setezi totuși limite. Clar. La anumite vârste. Clar, clar. Pentru că nu poate să-și închipuie copilul tău că poate să facă orice fără experiența care îi spune unde duce fapta lui. Uh-huh. Dacă nu cumva fapta lui, bună pentru el sau așa îi pare lui, era pentru alții. Ceilalți, îi deranjează pe ceilalți, cum să zic, îi afectează, poate chiar. Nu, adică nu poți să faci chiar orice. Nu, clar, libertate de a-și trăi propria lui viață. Da, pentru că asta mi se părea că insuflu viața mea, principiile mele, regulile mele, lucrurile care mie, din perspectiva mea, mi se par a fi bune. Dar el, din perspectiva lui, oare ce părere are despre asta? E bine de luat în seamă, știi? E bine de luat în seamă, de dialogat cu copilul, exact, de văzut care-i calea lui și cumva să-l ajuți, să-l supraveghezi, să-l îndrumi pe calea ce îi se pare lui potrivită și să-l ajuți să-și împlinească această cale. Dar depinde de vârsta pe care o are copilul, nu cred în libertate totală dată copilului. Sigur, sigur. Pentru că nu își va ce să facă cu ea. Nu va ști ce să facă, da, cu această libertate și își va închipui că tot ce zboară se mănâncă, spune vorbă din popor, da? Nu, nu e așa. Nu, asta e o parte... Eu îi sunt recunoscătoare tatălui meu, de exemplu, pentru limitele pe care mi le-a explicat și mi le-a impus și n-au dus decât la calea ce bună pe care eu am mers după aceea. Adică eu nu sunt doar prietena fetei mele. Și i-am spus lucrul ăsta. Eu sunt totuși părinte. Mama ta. Și nu pot fi parteneră de prostii până la limita în care aceste prostii duc la ceva ce nu e benefic negativ pentru evoluția ei. Nu. Mamă, ne facem tatuaje împreună? Da, mamă, dar nu din alea care nu se mai șterg vreodată, pe care să le regretăm. Adică n-ai niciun tatuaj din acela permanent? Nu. Eu nu am, dar nu am nicio problemă cu cei care le au. Dar eu îți dau doar un exemplu. E cel mai bun exemplu. Poate că dacă eu nu-mi doresc asta, pot să fac alături de tine treaba asta, dacă o să vrei. Mă, la 18 ani putem face treaba asta? Când o să împlinesc eu 18 ani? Da, putem face. Dar eu, pentru că nu cred în asta, o fac de plăcerea ta, eu nu o să-mi fac un tatuaj permanent. Deci nu e opțiunea mea. Și atunci eu nu trebuie să fac ceva care e împotriva convingerilor mele. Așa cum tu ai libertatea, vei avea 18 ani, să alegi ceea ce faci în acord cu convingerile tale. Corect. Dar eu voi face asta ca să te susțin pe tine, dar nu împotriva convingerilor mele. Nu e vreo mare chestie să-ți faci un tatuaj. Nu, dar e un exemplu superb. Dar tocmai de aia și dau ca exemplu, pentru că nu vreau să mă duc la extreme. Dau un exemplu facil, da? De dat, da? Da, ne jucăm împreună, facem lucruri împreună, dar eu am obiceiurile mele, convingerile mele, plăcerile sau, nu știu, lucrurile care nu-mi fac plăcere. Sigur. Și tu le ai pe ale tale. Aici intervine acea independență, aici o văd eu. Până la urmă, fiecare dintre noi are dreptul să aibă dorințe proprii, exact, convingeri proprii, dar și la vârsta la care știe ce să facă. Știu eu, experiența îi arată că e bine sau nu e bine pentru propria persoană și în acord cu respectul pe care îl porți celor din jur. Pentru că nu poți să faci ceva pentru tine care să-i lezeze pe cei din jur. Sau poți, dar nu e în regulă. Tu trebuie să respecti lumea în care trăiești. Sigur, societatea, logic. Nu? E dificil. Și de explicat și de trăit.
Nu zic că e ușor. Mi se pare un exemplu foarte bun pe care mi l-ai dat și tocmai în ideea asta am construit și eu cu Zian lucrurile. Acum să nu se supere cei care își fac tatuaje și să creadă că sunt vreo nebună care are ceva împotriva acestui obicei. Nu, doar nu e alegerea mea. Dar nici eu n-am niciun tatuaj. Deși să știi că admir anumite persoane publice care au niște tatuaje fine, delicate, ascunse. Și care îmi plac. Eu spun cinstit pentru că mi-e teamă de durere. Mm-hmm. Adică nu-mi face plăcere că vine la pachet înțeleg. Am și întrebat. M-am interesat ca să vezi, da? Ce ai vrut să-ți faci? Cu o doză de da, mi-ar fi plăcut un tatuaj fin așa pe mână. Ceva fin, fii? Să-ți scrii ceva? Da. Mă și gândisem, da. La ceva de genul ăsta care duce spre ideea de libertate, să știi. Okay. Însă n-am avut curajul. Adică la mine ține de o treabă simplă. Dom'le, mă doare? Nu vreau. Nu vreau. Nu mulțumesc. Mm. Da? Deci nu ține de vreo nu știu, altă gândire conceptuală. Dom'le, nu accept eu ideea de tatuaj. Da, nu are nicio legătură cu asta. Păi da, ce, din potrivă. Diferiți. Da, din potrivă, chiar îmi plac. Îți plac. Nu-mi plac exagerările, să zic așa, dar îmi plac persoanele care au ceva fin. E o chestiune de opțiune. Suntem liberi să facem ce vrem cu corpul nostru. Același lucru l-aș spune și despre operațiile estetice, da? Nu este opțiunea mea. N-am nimic împotriva celor care fac asta. Ba chiar, în anumite situații, operație estetică poate salva, te ajută. Da, poate salva o persoană care trăiește, nu știu, a avut un accident, are ceva sigur de acoperit, da? Sigur. Deci e extrem de utilă o operație estetică într-un astfel de caz, da? Sau are un defect care îi produce suferință și care poate sau fi inadaptare, simplu, sau... da, poate fi simplu corectat. În același timp, se poate ca o persoană care n-are nicio nevoie să cadă în extrema cealaltă și sunt atâtea exemple, din păcate, da? Adică face azi ceva, hai încă ceva și încă ceva și încă ceva. Dorința asta de perfecțiune care duce până la urmă la un dezastru estetic. Nici cum la ceva mai bun. Da? Asta nu înseamnă că dacă eu nu optez pentru sigur această variantă, nu sunt de acord sau am ceva împotriva celor da, ea nu care, există sau, care optează da, pentru, sigur, pentru ea. Da? 100%. Deci, trebuie să vedem lucrurile echilibrat în viață. Pur și simplu. Nu-mi plac deloc extremiștii care, mamă, iau o frază din gura unui om și o transformă în dezastru. Am trecut și eu printr-un astfel de episod. Da? Nu știam. Da. Dureros. Da? Dureros. Ia. Dureros. Dar fix asta s-a întâmplat. Revenind, uite, iar vorbesc cumva... Și șterg cu buretele tot ce ai făcut bun. Exact! Adică devii un diavol. Vrei să vorbim despre asta, Andreea? Te rog, n-am nicio simt nevoia să mă confesez. Da, mai ales că eu nici nu știu despre ce e vorba. Nu știu, nu cunosc situația. Am fost invitată într-un podcast. Așa. Unde am afirmat anumite lucruri ce au legătură cu viața mea personală, împreună cu soțul meu, cum ne-am construit noi, cum ne-am împărțit. Doar că în febra momentului, în febra vorbirii și așa mai departe, n-am dat suficiente explicații, n-am detaliat lucrurile la care mă refeream, astfel încât să fie super bine înțelese și am lăsat mare loc de interpretări. Într-adevăr, recunosc, am lăsat. Da. E! Bine, dar nu ți-ai dorit asta sau nu te-ai gândit că se va interpreta greșit? Bineînțeles că nu, îți dai seama. Da. Dar s-a întâmplat și ce a urmat apoi, ferească-ne Dumnezeu și măiculița Domnului. Dar suntem întregi, vorba ta, vezi? Uite, am stat și am construit după aceea. Ai învățat ceva din asta, ai învățat că trebuie să explici mai mult, că e o responsabilitate atunci sigur când public afirmi o treabă. În fine, dar pe de altă parte, nu e necesar atâta răutate. Adică până la urmă, omul a zis ceva. Mai întreabă-l. Dacă vrei să te lămurești mai departe, exact, până exact să-i sari la beregată, exact, până să-l omori, până și să-l anulezi, duci în extreme, da? Mai întreabă, că poate n-ai înțeles tu bine. Adică puțină toleranță nu ne-ar strica. Militez pentru toleranță multă, nu puțină, multă. Exact. Voiam să te întreb ceva legat... fix de societate. Că ziceam că vorbesc din experiență proprie. Cumva am crescut personal,
sub presiunea asta a societății pe care de la mama o am, vorbă. Trebuie să te măriți, trebuie să faci copii, trebuie să te încadrezi în societate, să fii acceptată, să te iași pe tine cineva, să nu știu ce, să nu știu cum. Vorbe care m-au urmărit. Te luași pe tine cineva până la urmă. Dar m-au urmărit de-a lungul timpului, știi? Așa. Cumva mi creasem un scop din asta. Cu orice iubit eram, eu îmi doream să ne căsătorim. Ne putem căsători? Putem face o familie și un copil? Și acum mă gândesc, eu, repet, am trăit asta. Violeta clar trăiește alte vremuri alături de tine, Zian, alte vremuri alături de mine. Cum ai trăit tu, cum ai simțit tu asta, presiunea societății și cum o duci mai departe pentru Violeta? Eu am avut presiune pe atâtea direcții, de nu le mai știu numărul. Aolo! Îi mulțumesc lui Dumnezeu însă că mi-a dat mai multă putere decât presiunea pe care am trăit-o. Mm-hmm. Nu știu de unde vine această putere, poate din necazurile trăite timpuriu, care au fost dure, nu au fost deloc ușor de trecut și ele m-au călit cumva. Poate. Uh-huh. Însă am înțeles de mică faptul că eu trebuie să -mi văd de drumul meu. Părerile celorlalți sunt demne de luat în seamă. Unele. Altele care sunt spuse vădit cu o răutate nejustificată, trebuie ascultate, pentru că vorba tatălui meu, vezi și de acolo sâmburele de adevăr, dacă există. Corect. Deci un om poate să spună pe un ton plăcut, un lucru neplăcut despre tine, dar care e adevărat poate, deci există sâmburile de adevăr și e bine să le iei în calcul. În felul ăsta eu am evoluat, să știi. Am avut parte de atâtea critici și când am apărut la televizor de nu mai știam pe unde să ies. Aș fi renunțat în secunda 2. Dar am înțeles că dacă le ascult cu dârzenie și dacă învăț să fac mai bine lucrurile în fiecare zi, o să ajung într-un loc bun. Și așa a și fost. Acum există și oamenii care îți spun cu răutate anumite adevăruri. Dacă ele sunt adevăruri, nu, atenție, trebuie să cauți să vezi dincolo de vorbele lor, de tonul în care îți aruncă niște lucruri, dacă există totuși un sâmbure de adevăr. Mm-hmm. Adică și aici lucrurile trebuie împărțite în două. Îți spune cu răutate, dar e sau nu adevărat? Mm-hmm. Recunoaște dacă e adevărat. Da, dar e greu să facem asta, Andreea. E greu, dar eu mi-am impus să o fac. E greuț. Da, dar m-a dus spre ceva greșit, bun. Că m-a dus e... numai asta spre clar, direcția bună clar, lucrul ăsta. Dar e oricât greu. De greu ar fi fost. Nu, e o chestiune de exercițiu, să știi. E greu o dată, de două ori. De acord, te înveți. De acord. Înveți să ai o distanță față de tonul celorlalți. Mm-hmm. Și înveți să pui pe primul plan întrebarea. Are sau nu dreptate? Câtuși de puțin. Și dacă are câtuși de puțin dreptate, atunci tu ai o treabă de făcut. Mm-hmm. Să fii mai bun mâine decât ești azi. Mm-hmm. Desigur însă, dacă omul acela, în ceea ce spune, doar aruncă venin către tine, n-ai ignoră. Să treci mai departe. E, și aici treaba se împarte în două. Ignori sau te lupți pentru dreptul tău. Unele situații fac să nu merite efortul și atunci treci peste. Mm-hmm. Lasă-i să vorbească, continuă-ți drumul tău, construiește, vezi calea ta cea dreaptă în care tu crezi. Alte situații înseamnă împroșcarea cu noroi a unor fapte bune, a unor adevăruri, da? Depinde de caz. Și pe asta nu le poți accepta. Luptă-te să demonstrezi că nu e așa, pentru că atunci creezi un precedent. Prin lupta mea pe anumite direcții, am creat precedente care au folosit pentru sute de oameni. Poate chiar mai mult decât atât, pentru că pe unii nici nu-i știu. Exemplul meu, și după ani întâlnesc oameni care îmi spun acum 20 de ani ați făcut nu, ați știu, făcut ce, nu știu ce și mi-a folosit mie în propria viață. Superb. Atunci simți că ai un rost. Pentru că gestul tău n-a fost făcut doar pentru tine. Gestul tău a devenit un exemplu, un precedent. Știi că și în justiție există acest sigur, termen, da? Sigur. S-a creat un precedent exact. Bun. Exact. Adică cel care le arată și altora calea de ales atunci când simt că au dreptate și sunt nedreptățiți la rândul lor. Uh-huh. Deci,
lucrurile sunt nuanțate. Dar tu nu mi-ai răspuns la întrebare. Scuze-mă, am deci, și Violetei, ce îi spui? Ce o sfătuiești cu privire la relații, căsnicii și așa, Doamne, mai departe? Cât timp ai? Că atâtea sfaturi am. Sper să capteze măcar o parte dintre ei. Uite, eu i-aș spune lui Zian să nu se grăbească. Să stea, să trăiască, să analizeze frumos. Da. Că nu e borcanul cu miere acolo și doar acolo, în căsnicie. Sfaturi și doar despre... asta, știi? Superficialitate sunt multe cele din această perioadă a vieții. Ea este adolescentă acum și trebuie să vadă, ar fi bine să vadă, ceea ce e superficial și ceea ce nu împlinește, nu înseamnă împlinire pentru ea. Faptul că o colegă folosește nu știu ce cosmetic și așa, asta este doar o aparență, doar și că vrea și ea. Nu asta e ceea ce te definește. Nu pozele făcute selfie, nu prostiile astea. Sunt prostii, da, știu, o să-mi spui pentru mine, dar nu sunt prostii pentru tânăra generație. Dar ea trebuie să înțeleagă faptul că drumul ei nu se creionează, să spun așa, cu creionul dermatograf. Îl va folosi și pe acela. La vremea lui. La momentul potrivit. Da? La vremea aceasta poate să le încerce, să se joace, dar nu poate să le folosească zi de zi. Pentru că, da, sunt părintele autoritar care spune nu, dar cu un sens. Și îl înțeleg perfect. Poți folosi un lip gloss finuț la vârsta asta, poți, nu știu, la o petrecere specială sau, nu știu, cu o ocazie ceva specială, să pui, nu știu, o culoare în obraz, dar fără exagerări. În rest, Dumnezeu ți-a dat frumusețea naturală, bucură-te de ea, lasă-ți fața să respire, că o să ai timp o viață întreagă să folosești, tot felul de prostii și care îți vor face și rău. Până la urmă. Și nu o să-ți dai seama. Uite, noi suntem final în munca de televiziune. Avem la dispoziție atâtea lucruri pe care le putem folosi. Și totuși căutăm naturalețea. Exact. De ce? Exact. Pentru că am ajuns la maturitatea care ne face să înțelegem că nu reușim decât să ne încărcăm fața, porii, tenul, să-l ducem spre bătrânețe. Hai să o spunem direct. În loc să-l ajutăm să rămână într-o zonă plăcută. Exact, exact, simplu, exact. De feminitate. Am întrebat-o pe fiica mea de curând dacă să-mi numească persoane publice, actori pe care îi iubește din cinematografia internațională, da, actrițe, mai cu seamă că despre femei vorbeam, care au unghiile atât. Oare de ce? N-ar putea ele, sunt milionare, da? Să aibă... N-ar putea să aibă cele mai lungi și desăvârșite unghii din lume. De ce nu le au atât? Pentru că nu asta le definește. Normal. Și pentru că nu în asta constă feminitatea. Pentru că după ce înțeleg toate accesoriile astea exagerate, da, pe care tinerii vor să le înțeleagă, aleg în final tot naturalul. Feminitatea și naturalețea. Da? Nu exagerările. Apropo de feminitate și de modele, care ar fi idealul feminin pentru tine? Care te inspiră? Unde poate ai vrea să ajungă Violeta sau poate chiar tu? De ce nu? Audrey Hepburn. E un model pentru mine. Un model de grație, de feminitate în sensul îmbinării forței, pentru că a fost o forță ca actriță, dar o forță exprimată atât de fragil. Gingașta. Da, da. Îți doreai să o protejezi, să o iubești, să o strângi în brațe. Nu te temeai de forța ei. Deși era o forță la nivel mondial. Corect, corect. Da. În același timp, o frumusețe păstrată cu respect pentru această naturalețe de care noi vorbeam. Ai văzut-o cu exagerări, cu de orice fel, nu. Chip, corp. Nu, și era perioada. Mi-aduc aminte exact că era perioada. Putea da, să da facă orice. Da, da. Avea acces la orice soluție de înfrumusețare. Da, da. Așa?
Foarte bun exemplu, foarte bun exemplu. Și apoi, un ambasador UNICEF dedicat, cu credință în fiecare faptă bună pe care a făcut-o. Pentru mine un model. Pe toate direcțiile. Și n-a fost un om întocmai fericit. Mm-hmm. A trecut prin grele experiențe de viață, a trecut prin război, a trecut prin faptul că a fost pur și simplu respinsă de propriul tată. O iubea o lume întreagă și n-a fost în stare să o iubească propriul ei tată, pe care l-a regăsit la maturitate, s-a dus să îl caute, da? Și el n-a avut nicio reacție de iubire față de ea. Nici, nu știam povestea, măcar dorința unei să citești. Ia să e citesc, foarte da. Trist și dureros, dar în același timp n-a avut împlinire cu adevărat pe termen lung în dragoste. Mm-hmm, asta știu. A avut, pentru că probabil femeile puternice care inspiră această putere, pentru că ea era fragilă în același timp, cumva sperie partenerii de viață. Okay. Îi îndepărtează pentru că ei nu știu cum să le cuprindă. Cu totul. Mm-hmm. Și înțeleg perfect nu le pot asta. Ține sub controlul lor. E o explicație. Ai trăit asta, Andreea? Da, am trăit-o. Și nu cred că pentru că sunt un om rău. Mm. Am trecut de 3 căsnicii eșuate. Nu. Ci pentru că nu am acceptat să trăiesc mai puțin de când dăruiesc. Ce frumos! E o alegere. Sigur! Nu blamez pe nimeni. Știu că sunt femei care își impun, chiar dacă nu le e bine, să stea acolo. Să stea într-o căsnicie în care duc multe. Pe suflet, pe trup, aici. Eu cred că alegerea mea a fost să fiu un alt fel, de exemplu, pentru fiica mea, și m-am gândit că doi oameni care nu sunt fericiți împreună nu pot construi, de fapt, împreună. Nimic, așa e. Și că fiecare dintre ei trebuie să aibă șansa. Fiecare dintre ei. Nu doar unul. Sigur. De a găsi pe cineva fericire. Mai bun și mai potrivit pentru sine. Mm-hmm. Nu cred că de la fiecare experiență trăită mai departe mi-a fost mai bine. N-a fost o alegere greșită. Da, uite. Înțelegi? Curaj. Chiar dacă, dacă poate că sunt și idealistă și că poate că mi-am dorit ca totul să fie bine ca să rămân alături de un om. N-a fost să fie așa. Pur și simplu. Sau poate că ritmurile noastre nu s-au armonizat. Pentru că oamenii trebuie să aibă un ritm comun, să ajungă la un ritm comun la un moment dat. Poate că sunt prea energică eu pentru cei cu care am fost. Care au fost, da? Da. Da sau nu? Cert e că nu regret nimic. Și ai luat decizii potrivite. Cred că decât să stau în ceva în care nu mă simt confortabil, alegerea mea de a merge înainte a fost alegerea bună pentru mine, cel puțin. Și exemplul mai bun decât asta într-o relație neîmplinită pentru fiica mea. Clar. Dar uite, iar în privința relației mele din care am o fiică, cred că e foarte bine pentru ea să știe că, deși părinții ei nu sunt împreună, o iubesc nespus amândoi. Asta e minunat, pentru că știu și eu cazuri, și ai zis și tu mai devreme, de femei care, cărora le e frică să facă acest pas, nici măcar nu ajung să se gândească la propria lor fericire și împlinire, cât aduc copiii cumva în discuție. Nu pot să fac asta din cauza că avem un copil sau doi copii, vor suferi copiii. Copiii suferă și dacă își văd părinții nefericiți. Foarte corect, mult. Corect. Nu e un exemplu bun pentru ei. Vor duce această greșeală mai departe în propria căsnicie. Pentru că asta au văzut acasă. Mm-hmm. Deci, vezi, nu e bine nici așa. Acum fiecare gândește după sufletul după său ce, și după exact, mintea ce simte, sa. Sigur, sigur. Dar eu nu cred
nu cred într-o relație în care copilul nu mai vede bucurie de a trăi armonie, împreună. Fericire, zâmbete, exact. Îmbrățișări. Sigur că probabil că unii dintre cei care ne privesc acum vor spune, domnule, da, nu e nicăieri doar lapte și miere. E adevărat. Dar uneori, într-o căsnicie, e război pe vreme de pace. Și atunci, în niciun caz pentru un copil, nu poate fi bine să vadă sau să simtă, pentru că ei sunt ca niște bureței care absorb orice sentiment. Să simtă teamă, să simtă nedreptate, să simtă presiune, tensiune. Nu, lucrurile astea nu duc la nimic bun. Așa cred eu și am văzut exemple dure. Sunt de acord și eu de asemenea. Persoane care au spus, nu, aștept să crească copiii mari ca să mă despart după. Exact, asta zic. Și lucrul ăsta a dus uneori, am cunoscut femei din penitenciar pentru că au ajuns acolo. Știu povestea. Și nu e una. Știu după povestea, ce, la un moment dat n-au mai rezistat n-au mai putut. Și au făcut, apărându-se, au făcut un lucru irreversibil. Da. Și au făcut dreptate cu mâna lor, dar exact. Nu așa se face. Nu trebuie să ajungi în punctul ăla. Exact. Și uite, dacă vrei, tot ca poate o încurajare sau un exemplu pozitiv pentru cele care îl pot percepe ca atare, nu ți-a fost greu să o crești pe Violeta singură? Adică știi că e în panica, aoleu, sunt mamă singură. Ușor nu e, dar nu mi-a fost greu pentru că eu sunt, în sensul că în comparație cu femei care au depins, de exemplu, financiar de bărbatul lor, eu n-am depins de niciun bărbat financiar. Am făcut totul prin munca mea, am ajutat la rândul meu. Da, e normal ca într-o relație amândoi să facă ceva, așa e normal. Sigur. Nu doar unul. Dar în ceea ce mă privește, am fost genul de om care și-a dorit să rămână pe picioarele sale, să fie independent financiar și atunci aceasta n-a fost o problemă, o presiune pentru mine. Au existat momente când mi-a fost greu financiar. Dar nu la limita aceea în care să pun în balanță libertatea mea. Decizia. Și emoțional, Andreea? Emoțional nu e niciodată ușor. Nici o despărțire nu e ușoară, cred eu. Și pentru că există obișnuință, și pentru că te întrebi ce-o fi după, și pentru că atunci când ai un copil, în cazul în care ai un copil, îți faci griji pentru, păi la copil, pentru acolo, el. Acolo voiam să merg. Pentru mine a fost exact alegerea, sunt convinsă, pe care trebuia să o fac. Alegerea în direcția bună. Și oricât de greu ar fi n-am niciun dubiu. Cred că tocmai ce a urmat după și liniștea și stabilitatea în limitele ei, așa cum ai zis, pe care tu ai reușit să le oferi copilului tău, au fost mult mai benefice și au contat mult mai mult decât o despărțire în sine. Da, în cazul relației cu fostul meu soț, tatăl Violetei, noi am ajuns să înțelegem că cel mai important e copilul nostru. Superb! În asta constă relația voastră de azi. Punct! În existența copilului nostru. Ceea ce e minunat. Și e mai important decât orice. Adică în momentul în care ea necesită o atenție ceva poate orice. Sporită, suntem acolo pentru ea. Și asta e minunat. Știi că de multe ori se spune că poate în momentul în care ești cu cineva, într-o căsnicie, într-o relație, habar n-am, și este și un copil, nu reușești. Poate tu ca mamă preiei toate sarcinile sau tu ca tată preiei nu multe dintre. Nu e ușor și nu e întotdeauna echilibru. Corect, corect. Dar asta zic. Vorbesc de și prezent. Și se echilibrează lucrurile după, după aia. După ani înțelegi că nu există o altă cale dacă vrei să-i fie bine copilului tău. Dar e important că înțelegi. Asta înseamnă, cred. Nu înțeleg, alții nu. Alții se urăsc pe vecie. Nu duce la nimic bun nici asta. Nu e. E o situație de luat în calcul cea pe care ai trăit-o tu și mă bucur că ai avut deschiderea să vorbim despre asta pentru că scopul, știi? Nu e să știi nimic ce ar trebui să fie tabu. Da, sunt de acord. Eu cred că trebuie vorbit despre lucrurile da, astea. Cu atât mai mult cu cât tu ești un exemplu. Pentru că eu cred că ne privesc femei care trec acum exact. Prin momente grele.
și exact. Care poate desprinde o idee ce le este de folos. Acesta a fost rolul interviurilor. Am făcut de-a lungul timpului o serie de vloguri în care am vorbit despre depresia postnatală, despre femeia înșelată, cum s-a simțit, cum nu știu ce, și multe, multe alte subiecte, și s-au regăsit femeile. Ăsta a fost și scopul și aceasta a fost ideea acestor interviuri. Am considerat că eu de la mine am împărtășit cât am putut și am considerat că vreau să ascult acum și alte povești de viață, iată, care ne pot inspira, care ne pot ajuta, care, știi, un cuvânt, exact. O faptă, un și gest. Și mie, la rândul meu, mi-au folosit o pagină de carte în care mm-hmm. m-am regăsit, o vorbă spusă de o persoană în care credeam și a spus-o exact în momentul din viață când mi-a fost de folos. Inspirația e pentru toată lumea. Corect. Și e păcat să nu luăm în calcul și să inventăm noi roata de fiecare dată, să trăim ceva ce au mai trăit alții și ar trebui să putem învăța. Exact, din ce au trăit ei. Ce lecții de viață ai învățat de la Violeta? În primul rând, faptul că ea este o entitate cu identitate proprie, că are o forță pe care, o forță a ei, specifică ei, pe care o respect și pe care trebuie să învăț ca părinte să o respect și să o valorizez, să o așez acolo unde merită. Și am mai învățat că există iubire fără limite. Infinită. Aceasta este iubirea pentru copilul meu. Și am mai învățat că îmi dorește binele și îi doresc binele. Credeam că e necondiționat, valabil doar într-o singură direcție, dar de fapt și copilul tău e capabil de o mare iubire pentru tine, chiar dacă ți-e greu să accepți, să înțelegi. Clar. Da. Și că mi-e sprijin la greu. Și am mai învățat că mă vrea fericită. De exemplu, în acest moment suntem trei și acasă și deschiderea ei față de partenerul meu de viață are la bază un lucru foarte simplu. Faptul că mă vrea fericită. Și de aici pornește totul. Faptul că ei se înțeleg bine uh-huh. e o consecință uh-huh. Sau e pasul 2, dacă vrei, dar pasul 1 a fost acest sentiment al ei, că mă vrea fericită. Ce frumos! Și am învățat și învăț pas cu pas să-i dau libertate, dar să-și impun anumite limite de bun simț și de bună cuviință, dacă vrei. Nu e ușor să găsești echilibrul ăsta, înveți zi de zi, asta e, nu ne-am născut cu învățați, școala așa părinților. E. Așa e, așa, așa e. N-avem o diplomă în sensul ăsta. Și învăț în continuare. Nu mă opresc aici. Aș vrea să-ți arunc o provocare. Te rog. Acum, pe sfârșit de interviu, aș vrea să te gândești să privești acolo în cameră și să îi lași un mesaj Violetei pe care presupunem că ea nu îl vede acum, îl va vedea poate în ziua anunții ei sau poate în ziua în care va fi pentru prima dată mămică. Aș fi curioasă să aud ce i-ai spune copilului tău într-un moment atât de important atunci. Ce ai vrea ca ea să știe în acel moment al vieții ei? O să-ți răspund destul de superficial față de, și spun cinstit asta, mm-hmm. față de mesajul pe care chiar îl aș transmite ei. Okay. Pentru că ține atât de mult de intimitate încât nu o să pot să fac public lucrul mm-hmm. ăsta. Însă există o singură idee de bază. Atâta vreme cât eu exist, ea nu e niciodată singură. Oriunde ar fi pe acest pământ, ea nu e niciodată singură. Și niciodată nu trebuie să se simtă neiubită. Multe femei trec prin acest sentiment că nu sunt iubite.
Dar atâta vreme cât au un părinte, au cea mai mare iubire din lume. Trebuie doar să o prețuiască și să se întoarcă la această rădăcină. Pentru că noi părinții doar asta așteptăm. Ca ei, copiii noștri, să se întoarcă la noi. La un moment dat doar asta ne rămâne. Și se întorc, Andreea, pentru că întotdeauna se vor întoarce acolo unde le-a fost bine, unde s-au simțit iubiți, unde au simțit căldură, protecție, siguranță. Apropo și de valorile pe care îi le insufli Violetei, ele vor rămâne, indiferent unde o duce viața, ce alegeri face. Sper, voi vedea. Sper, din tot sufletul. Mă bucur că am stat de vorbă, Andreea. Mi-a făcut plăcere. Și mie. Îți mulțumesc pentru sinceritate. Îți mulțumesc pentru emoție. Îți mulțumesc pentru învățături. Și sper din suflet că am reușit astăzi împreună, pentru că tu reușești de foarte mulți ani de una singură, sau mă rog, cu echipele tale, să aducem o rază de lumină, să aducem un gând bun, să aducem un scop, dacă vrei, pentru o viață mai bună, mai fericită celor care ne urmăresc. E foarte cald locul pe care l-ai ales, e foarte caldă vocea ta. Dacă îmi dai voie, o să-ți spun cinstit ce am simțit atâta vreme cât am stat pe acest fotoliu. Te rog. Am simțit că sunt la șuietă cu o prietenă veche și bună și că nu trebuie să-mi fie teamă să vorbesc despre nimic. Și că a fi cinstită într-un astfel de dialog e o datorie de onoare. Îți mulțumesc. Ce frumos spus. Mi s-a făcut pielea de găină. The one and only, ce să vă zic mai mult decât atât, Andreea Marin, cu ochi în lacrimi. E vina ta? Am fost... Odinioară eu făceam oamenii să plângă de emoție. Nu, e ceea ce ai tu în suflet, cred. Poate, da. Poate că sunt și cuvintele nespuse. De care vorbeam la începutul interviului. Mă bucur că le-am scos de acolo și mulțumesc. Contează pentru mine enorm. Ești o inspirație. Și cu siguranță vei rămâne așa. Să știi că nu știu să fac față complimentelor. Întotdeauna am simțit să fug de ele. Așa că o să fug. Nu fugi până nu ne luăm la revedere de la cei care ne urmăresc. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Sper că v-a făcut plăcere să ne urmăriți la fel de multă cum ne-a făcut nouă să stăm de vorbă și să împărtășim experiențe. Ne vedem și data viitoare. Nu uitați să dați subscribe și să activați clopoțelul de notificări. Să aveți o seară minunată. Mulțumesc, Andreea. Pe curând.